Bine, v-am găsit la un nou tutorial despre gimnastic. Eu sunt Coronelu și astăzi o să facem niște exerciții. De gimnastică. Nu o să vă arăt niște exerciții foarte grele pentru că nu vreau să vă solicitați musculatura. Doar exerciții fizice care o să vă ajute să aveți tonus muscular mai bun, da. Am mai făcut un tutorial care am exagerat, sper că nu poate să supra-solicitat. Așa, să începem cu o serie de exerciții pentru încălzire, încălzirea mâinilor. Exerciții foarte simple. 1, 2, 3. Așa, și scuturat mâinile. Foarte lent. Eu aceste exerciții le fac după o schemă unui maestru de arte marțiale, Hakim, sau nu știu cum zice, că nu știu chineză. Aia nu e. Da, să trecem la exerciții. Mâna stângă și încercați să flexați. 1, 2, 3, 4. Puteți să continuați această serie de exerciții. Și acum 1, 2, 3, 4. Bun. Altă serie de exerciții. Ambele mâini, da. 1, 2. Și rotiți. Rotiți înapoi. Iar această serie și apoi. 1, 2 în față, 3 în spate. Așa. Acum mâinile. După acest exercițiu faceți o să vă extra. Nu-i așa. Faceți acest exercițiu. Asta v-am arătat. Am puține emoții și nu pot să vă arăt tot ce vine în cap. Puteți doar să mă urmăriți, încerc să nu mai discut pe parcurs. Pentru că n-am acum un montaj sau camerei sau regizor să fie pus la punct video, pentru că să fac anime așa. Dacă vă interesează, vă uitați la el, dacă nu, asta e, nu vă uitați. Alte serii de exerciții. Ambele mâini. Lipite. A? Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuați, da?
Acum trebuie cu niște investiții mai complexe. Da? Două. Trei. Patru. Una. Trei. Patru. La urmă, da? Cu alte exerciții mai complexe decât astea. Trebuie să vă spălați pe față întâi, că eu nu vă spălați azi dimineața. Trebuie să facem. Tot așa, nu fel de exerciții, că nu așa. Bine, să mă rămân. Șapte. Da? Nu știu dacă se vede bine. Eu asta fac când mă încălzesc pentru anumite, că fac un anumit sport, da? Nu știu dacă o să nu știu dacă o să se bată la picior. O să încerc să vedem. Hai mă, stai de te... Așa. Și acum... Vedeți? Pentru flexibilitate, una, așa. Una. Reveniți. Nu va fi rezolvat asta ca unde. Doamne iertă. Stai mă și tu. Te vă să duc. Să duce minutile. Un fel de exercițiu acesta. Și eu mă sprijin pentru că sunt puțin amețit. Vedeți cum trebuie să faceți și fără mâini, dacă se poate. Un pic mai greu fără mâini. Tonichează mult musculatul complexat. Faceți această poziție. Da? Încercați să faceți asta. Așa. Eu m-am balansat pentru că nu am o susținere foarte bună. Dar trebuie să vă folosiți de zi de ceva de stand. Exact. Acum pentru spate, să vă arăt un fel de exerciții, nu știu, să vadă bine. Nu pot să... Cum? Stai bine aici. Așa, da? Pentru spate. Puneți mâinile așa și... Încercați să faceți... Podul, da? Ceva de gen. Sau așa. Nu știu la fapt, trebuie să vedeți
plânge sunt de talpa piciorului. Nu știu dacă se vede. Aceste exerciții sunt foarte bune pentru, pentru spate. Deci, de doamna de mult astea. Așa. O să vă arătăm acea metodă cu exercițiile pe spate. Îmi pare rău că n-am o cameră ca să se vadă mai bine. Dar rog ca să nu vă solicitați mult să continuăm cu aceste exerciții. Da? Stretch. Stretch, baby. Eu sunt puțin obosit, nu știu de ce am consumat fiecare multe și nu pot să mă concentrez. Dumneavoastră trebuie să continuați cu aceste exerciții. Așa, una, două. O să încerc să mai am și de jos așa câteva exerciții. Nu știu dacă să vede bine. Știți despre ce mergi, vorbesc aceasta. Da. Ce rotit. Ce întâlnit. Rotit. Așa. Știți despre putere, da? Putere. Da. Nu știu că vă zic exact cum vreau să. Mă posteam, nu știu, eu am vrut să fac televizor, să fie cum să faci. Și acest exercițiu este foarte bun pentru tu. M-am spus, da. Treci. Treci, baby. Ce este exercițiu ăla? Trebuie mai mult încălzire de partea corpului, că tot corpul este 100%, nu știu cât la sută e apă. Dar nu știu, nu mă fac. A zis așa, să fie apă. Da, stai, baby. Nu prea sunt organizat exercițiile astea așa. Nu trebuie. Dar eu sper să vă ajute să aveți o mobilitate mai bună. Nu o să puteți să faceți, adică nu știu, bărbații sunt mai rigizi, de fel, și femeile sunt mai flexibile. Nu știu dacă o să puteți să faceți, nu știu. Îl rupeți așa cum îl rup eu. În prima. În parcurs. Unde e mult? Multă mișcare vă trebuie. Și să fac tutunul, băutura, pastile. Și să faci sport. Da? Ar fi mai multe exerciții, că le puteți să le improvizați, nu știu. Să. Da? Mamă, mie
place să fac împreună cu dumneavoastră sport, orice amintează să vă arăt și dumneavoastră cum ce trebuie să faceți. Eu astea aceste fel de exerciții le fac din când în când, să nu pot mereu să fac. Nu știu de ce, nu mi-arte să fac ele. Eu am acest fizic de la natură, nu trebuie mie prea multe exerciții. Dacă doriți să aveți o siluetă mai ca de balerină, așa mai... că pot să ieși și merg. O să... O teamă, frate, nu știu. Ce dracu are mânul ăsta? Nu știu. Am uitat de la mână până la gură ce trebuie să dau la parte. Da. Mai multe serii de exerciții. Care mi l-a arătat și mie. Am văzut la maestru. Ăsta, celălalt marchiare, da? Care... Păi așa. Să-i cer câte voi, am dat ca prost acum. Ca să... Băi, miram și acum să știu. Oricum, fac o ce mă interesează, pe voi, dacă pe aia o apăsat. Nu, asta e treaba. Chestia este să ai ce să mănânci. Dacă pe tine faci exerciții, eu ca să transmisiere nu am de la un prieten, nu are multe kilograme, nu știu câte kilograme și mai fac așa, nu? Trebuie să fii și mâncă, băi, vrei că te pune și să rădă. Nu pot, adică, nu se poate așa să pune mâncat așa pe rușe. Dacă vă spun că nu pot să fac. Eu trebuie să vă arăt acum, dar nu pot. Nu pot. E prea grea, nu știu de ce. Deci, îmi bag picioarele dacă pot, dar nu. Mă dă mă pot, pot să vă arăt. Deci, uitați-o. Mă rup ca o antamă. Și... Care? Da. Că să aveți un corp de balerină. Da. Pentru toate doamnele. Da. Puteți să fiți mai vioi, mai frumos la față, mai așa, mai... Da, și asta... Asta, așa, mai minge un lucru. Aceasta cred că a fost episodul cu Jonas, că încep să... Este cam greu de la... Să fumez. Mă vor arăta și cum trebuie să te reuniți dumneavoastră dacă vrei să faci pe reciclate. Ca o baterină, da? Bun. Inspirat și expirat. Inspirat. Inspirat, da? Inspirat și expirat, fără să se vă programat să respirat. Inspirat normal.
și eu am zis, faceți aceste exerciții, să îi ia o balerină.